Meow. Meow. Bă, ăsta, subscribe. Să rămână România, să rămână internet. Bine, asta nu înseamnă că în punctul ăsta este România, iar în punctul ăsta internetul. Cel puțin nu în ordinea asta, pentru că na, sunt stângaci băieții, dar și fetele știu de ce. Boy. Dar să lăsăm asta deoparte, pentru că astăzi, cum spune și titlul, vreau să te fac un film, mai exact Black Panther, care, tradus din maghiară, probabil înseamnă Pantera Roz. Ce s-or fi gândit cei de la Marvel? Pantera Roz a avut succes, Pantera Neagră de ce n-ar avea? Rasiștilor? Acum pe bune, din trailer filmul arată senzație, este full de negri și ca să nu ne simțim prost au adăugat doia, dintre care unul are și o mână tăiată din Avengers 2 din cauza lui Ultron. I'm look at me. Do I look like Iron Man, Stark? No! I'm sorry. I'm sure that's gonna be okay. I'm sorry. It's just I don't understand. Don't compare me with Stark. Deci după ce că suntem o minoritate, i-au mai tăiat și mâna săracului. Bă, Marvel, dacă era stângaci. Boy. În continuare îmi place originalitatea lor când vine vorba de villani și hai să ne gândim puțin împreună. În Iron Man, primul Iron Man, villainul a fost Ironmonger, tot un robot multicaznic asemănător lui Iron Man. În Thor din 2011, villainul principal a fost Loki, tot un semizeu pe care au încercat să-l contureze de-a lungul anilor, însă nu poți să uiți cât de ușor și-a bătut Doctor Strange joc de el în Thor Ragnarok. What's this? What are you doing? This isn't me. Ah! Loki. Oh yeah, right. I have been falling for 30 minutes. Good luck. Handle me. Who are you? Loki, you think you're some kind of sorcerer? Don't think for one minute you second rate. All right, bye-bye. Sau cum Iron Man a făcut mișto pe seama coarnelor lui. Agent Romanoff, you miss me? Și după toate astea realizez că nu le-a prea ieșit. Că tot am zis de Doctor Strange, nici el nu are un villain foarte bun. Mai ales că are și un nume complicat, chiar dacă pe el îl cheamă Cassilius, tu o să știi ca actorul ăla din Hannibal. Noroc cu Dormammu, care poate o să stabilească o trilogie cu Doctor Strange și poate o să fie un villain la fel de periculos, sau cel puțin în comicuri e mult mai periculos ca Thanos. Dar în filmele Marvel, în universul MCU, vom vedea. Partea amuzantă e că dacă îl știm pe Cassilius, ca ăla de la jucat pe Hannibal, la fel de bine o să-l știm pe Doctor Strange dacă o să greșească ceva cu el, ca Benedict pe care îl mâncăm dimineața. Și pentru că deja mă lungesc cu această listă, o să închei cu Yellowjacket, villainul din Ant-Man, care nu este deloc identic, singurul factor diferențiator fiind culoarea costumelor. Și deja asta spune multe. Concluzia e că nici de la Killmonger nu mă aștept să fie vreo prea mare diferență față de Black Panther sau T'Challa, cum vreți voi. Probabil cel mai surprinzător factor diferențiator ar fi culoarea pielii? Nu? Ok, am încercat. Dar voi chiar vă duceți pe 16 februarie la cinema? La premieră? La cu minim 20 de lei mai mult? Treziți-vă, săracilor! După cum bine știți, noi aici la Te Fac Un Film, pardon, eu aici la Te Fac Un Film și, pardon, n-aveți de unde să știți, nu avem, pe final de ediție, o rubrică denumită Conspirația Filmului. Da, original știu. Așa că hai să vedem împreună de unde provine termenul de cinefil. Semnele au fost întotdeauna acolo. Dacă ați da un search, ați vedea că cinefil reprezintă o persoană amatoare de film. În același timp, pedofil reprezintă o persoană amatoare de copii. Prin operația de transitivitate rezultă că cinefililor le plac filmele cu copii. Iar ProTV știe asta, pentru că în fiecare an, la fiecare Crăciun, reușește să ne strângă în fața televizorului la Sigur Acasă! Să ne satisfacă poftele de cinematopedofil.
Dar ar putea fi o coincidență. Dar voi chiar mai credeți că seria 50 Shades nu e bună? Nici eu. Nici eu. Dragii mei, cam asta și cu prima ediție. Sper că v-a plăcut, chiar îmi doresc să vă fi plăcut, pentru că chiar am scris și chiar m-am pregătit pentru asta. Poate mă pricep eu foarte bine să vorbesc cu camera încă și mai am puține, nu știu, trac, chestii de genul. Sper să le rezolv parcurs. Acum nu am scris nimic, vorbesc pur și simplu de la mine. Bine, ultima parte am scris-o și chiar vreau să o spun, chiar dacă am făcut și eu asta, o să vă prindeți voi ce. Deci, sper că v-a plăcut, dați un like, dați un share. De fapt, știți voi ce aveți de făcut, că v-au tot bătut la cap ăștia, cum îi cheamă, cerșetori.